de a-și putea să vă spun bun venit, așa cum spune Dumnezeu de fiecare dată când se strânge poporul său la olalt. Poate că aș fi mai convingător, poate că lucrul ăsta ne-ar face să fim mai aproape unii de alții, poate că lucrul acesta ne-ar convinge să fim fericiți în momentul ăsta. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în 1 Ioan, capitolul 4. De la versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Rețineți, vă rog, definiția iubirii. Întrebați-vă în momentul ăsta ce iubim noi. Întrebați-vă în momentul ăsta dacă iubim corect. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, spune versetul 11, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Amin. Frații mei, aș îndrăzni să sumarizez aceste versete pe care le-am citit sub următoarea întrebare. Mai mult de atât, ce mai vrei? Vă amintiți cântarea asta, mai mult de atât, ce mai vrei? Poate că la sfârșit vom cânta două cântări. Vom cânta și această cântare și vom cânta încă una. Dar mai mult de atât, ce mai vrei? Scria ucenicul iubit în anii 90. Era ultimul dintre ucenici care era în viață. Era în vârstă. Și după ce vorbește în felul acesta despre Dumnezeu, spunând că Dumnezeu este dragoste și că dragostea trebuie să ne umple și inimile noastre, la scurtă vreme face o constatare extraordinar de dureroasă. Apocalips, capitolul 2, cu versetul 4. Deci, Apostolul Ioan scrie și epistola din care am citit, Apostolul Ioan scrie și Apocalipsul. Apocalipsul este însă cartea revelației și a descoperirii lui Dumnezeu către noi. În cartea aceasta a revelației, el spune câteva vorbe și zice așa: ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Există un proces de îndrăgostire, există un proces de pierdere a iubirii. Și Apocalips, capitolul 2, cu versetul 4, spune bisericii: fii atent că tu ești în procesul de pierdere a iubirii. Ți-ai pierdut dragostea dintâi. Nu este singura dată când Dumnezeu face astfel de observații și își mustră poporul. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 42, Domnul Iisus Hristos personal spune: dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Când citesc cuvintele acestea, ajung la concluzia că există posibilitatea că o anumită generație, un anumit fel de oameni să fi pierdut dragostea de Dumnezeu în mod complet din viața lor. Și întrebarea este: dacă ai pierdut dragostea de Dumnezeu în mod complet, cine ți-o mai poate da înapoi? Cum o mai poți recâștiga? Întrebarea care mă frământă în dimineața aceasta este faptul că noi tot zicem că ne iubim unii pe alții. Nu este cuvânt mai frecvent folosit în cultura noastră de astăzi ca cuvântul dragoste sau iubire. Muzica, arta, cu asta se ocupă.
Cu toate astea, întreb, noi știm ce e iubirea sau ce e dragostea? Și a doua întrebare este, noi iubim? În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu 23, se spune, porunca lui este să ne iubim unii pe alții. În 4 cu 7 se spune, cine iubește este născut din Dumnezeu. În 4 cu 8 din 1 Ioan se spune, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Vă dați seama ce tragedie, ce diferență este între aceste două realități. Când iubești, ești din Dumnezeu, când nu poți iubi, n-ai cunoscut pe Dumnezeu și dragostea Lui nu e în tine. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte explicit din punctul ăsta de vedere. Eu și cu tine trăim într-o generație care și-a pierdut deprinderea de a iubi. Și chiar dacă ne propunem să iubim, noi ajungem rapid la concluzia că nu putem iubi. Pentru că a învăța să iubești înseamnă o adevărată revoluție în modul nostru de viață. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 2, ni se spune că noi suntem iubitori și foarte iubitori, dar de sine. Iubitori de sine. Ni se spune tot acolo că suntem iubitori de bani. Ni se spune că iubim lumea, dar nu iubim pe Dumnezeu. Nu e suficient să fii religios. Nu e suficient să mergi la biserică. Întrebarea fundamentală pe care trebuie să ți-o pui și care trebuie să mi-o pun și eu este următoarea. Eu pot iubi? Eu iubesc? Bun. Sunt pe punctul să pierd cam un sfert din biserică datorită unui copil. Vă rog frumos, lăsați copilul. Da. Lăsați-l pe Luca să-mi pace. Bun. Fraților, să ne întoarcem. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că dragostea ne-a fost arătată. În esență. Noi nu știm să iubim dacă nu suntem învățați să iubim. Auziți. 1 Ioan, capitolul 3, cu 16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Spuneți-mi, vă rog, care este, deci, definiția iubirii? Poftiți? Definiția iubirii n-are nimic de-a face cu amorul. Limpede. Definiția iubirii zice... Am cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin faptul că El și-a dat viața pentru noi. În momentul în care spui că iubești pe cineva, în momentul acela te-ai hotărât ce faci? Să-ți dai viața pentru El. Chiar ai înțeles lucrul ăsta? Chiar l-ai luat în serios? Spuneam aseară, în momentul în care cineva devine fratele tău prin botez, El se botează, devine fratele tău. Tu trebuie să știi că din momentul acela trebuie să fii dispus să-ți dai viața pentru El, pentru că textul spune mai departe și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Nu există biserică în afara acestui postulat. Biserica este locul în care un frate își dă viața pentru fratele lui. Dacă nu poți să-ți dai viața pentru fratele tău, nu faci parte din Biserica lui Iisus Hristos. Și nu vreau să spun să-ți dai viața pentru doi frați pe care ți-i alegi tu. Nu. Îți dai viața pentru frații lui Iisus Hristos, indiferent care sunt ei. Din cauza asta, întrebam aseară, noi putem iubi?
Nu ați descoperit în dumneavoastră că noi suntem la un pas de o neputință în ceea ce privește iubirea? Pentru că tot Sfânta Scriptură ne spune că noi știm că suntem din Dumnezeu în momentul în care dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Când putem vorbi de siguranța mântuirii în viața noastră? Când putem vorbi de faptul că eu știu că sunt mântuit? Când? Când dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită în mine. Frații mei, înțelegeți cât de sus ridică Dumnezeu ștacheta? O ridică atât de sus încât niciunul dintre noi nu poate sări peste. Toți suntem condamnați la un fel de neputință. Pentru ca să venim înaintea Lui și să-i cerem Lui tipul ăsta de dragoste care nu există în generația mea. Eu n-am de unde să iau dragostea asta, n-am de unde să o învăț, n-am de unde să o împrumut. În toată generația mea, cultura este să îmi salvez viața. Asta este. Doar nu o să-mi dau eu viața pentru tine. Cultura mea mă învață, scapă-ți pielea. Și Dumnezeu spune, oricine vrea să-și scape viața, și-o va pierde. Nu ne dăm seama că este o rețetă 100% de pierdere a vieții noastre. O rețetă sinucigașă. Ori de câte ori vrei să-ți scapi viața, urând pe fratele tău sau neiubindu-l, de fiecare dată nu faci altceva decât îți pierzi viața. Dragostea ne-a fost arătată și dragostea stă în faptul că Domnul Iisus Hristos sau că Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. Fraților, aș vrea să spun că dragostea nu e orice fel de emoție. Nu e orice fel de emoție. Dragostea nu este ia-mi-o că-mi place. Înțelegeți? Nu e. Samson a făcut această afirmație. El i-a zis tatălui său, ia-mi-o că-mi place. Uneori, motiv suficient de puternic pentru căsătorie. Dar eu vreau să vă spun că motivul ăsta este suficient de puternic pentru divorț. Ia-ți-o că nu mai îmi place. Ce distanță este între îmi place și între nu mai îmi place? Ce distanță e? Poftiți? Nu vă uitați la vorbele mari ale oamenilor. Cercetați cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune cam așa. Inima este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Inima e înșelătoare. Astăzi spune da, mâine spune nu. Încă o dată, dragostea nu este orice fel de emoție, sub nicio formă. Tot despre Samson. Puțin mai târziu, Dalila îi spune lui Samson, tu nu mă iubești. Inima ta nu este cu mine, pentru că nu-mi spui secretul tău. Vă rog să-mi spuneți, haideți să facem o analiză. Ce face Dalila în momentul ăla? Dalila este persoana care spune cam așa, ia să văd cât de mult mă iubești tu pe mine. Hai! Să văd eu cât de mult mă iubești tu pe mine. Vreau să vă întreb, Dalila i-a arătat vreodată lui Samson cât de mult îl iubește ea? Foarte interesant. Ea nu arată cât de mult îl iubește ea, dar îi cere lui să-i arate cât de mult îl iubește sau o iubește el. Sfânta Scriptură spune limpede, dragostea nu cere, sau dragostea nu e definită așa, arată-mi tu iubirea. Ci dragostea este simplă.
Dă-ți viața pentru fratele tău, tu. Nu te întreba câți mă iubesc. Nu te întreba dacă mă iubește. Dragostea este dacă tu ești în stare să-ți dai viața pentru fratele tău. Suntem într-o generație în care marea problemă este că fiecare vrem să fim iubiți de ceilalți. Toți! Atât de mult aș vrea să fim iubiți de ceilalți, ce nu se poate spune. Am amintit aseară de regele Saul. Și vreau să mă reîntorc puțin. Regele Saul a fost un nefericit. Și a fost un nefericit datorită faptului că, după Sfânta Scriptură, el aștepta ca să fie iubit de toți. Din cauza asta a fost viteaz în războaie, din cauza asta și-a sacrificat liniștea, din cauza asta și-a sacrificat familia, pentru ca să fie iubit de toți. Vă spun, dacă se ducea lângă Saul cineva și îi spunea: Saul, ce bărbat viteaz ești! Dacă îi spunea câteva vorbe bune, câteva vorbe frumoase, Saul în două minute devenea cel mai fericit om de pe fața pământului. Puteai să-l faci fericit pe Saul cântându-i: Saul a bătut zecile lui de mii. Dacă îi cântai treaba asta lui Saul, cum i-au cântat-o lui David, era fericit. Nu vi se pare că e o mare legătură între mine, generația din secolul 21, și regele din antichitate? Nu vi se pare că e același lucru? Și astăzi, dacă cineva îmi cântă și îmi spune: Valentine, ești cel mai bun, cel mai tare și așa mai departe, eu sunt cel mai fericit până seara. Seara trebuie să-mi spună din nou, bineînțeles. Dar sunt cel mai fericit. Oh. Din categoria asta face parte Dalila în momentul în care îi spune lui Samson: cât de mult mă iubești? Ia să văd. Ia spune-mi tu. Și începe manipularea și începe tot. Ia, mă iubești? Dumnezeu spune clar, în familie n-are ce căuta lucrul acesta. În familie nu întrebi: mă iubești? În familie faci un singur lucru, îți dai viața. Atât. Așa e că nu ne place? Așa e că e greu să-ți dai viața doar? Adică în Efeseni capitolul 5 cu 25 mi se spune că este privilegiul soțului să-și dea viața pentru soția lui. Știați asta, bărbați? E privilegiul soțului să-și dea viața pentru soția lui. Auziți? Efeseni, capitolul 5, cu 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Daniel, înțelegi în ce te-ai băgat? Să-ți dai viața pentru soție. Adam așa a făcut, nu? Adam așa a făcut, nu? Și-a dat viața pentru Eva. Corect sau nu? Incorect. Adam a păcătuit pentru Eva. Nu și-a dat viața pentru Eva. Vreau să fiți atenți la un lucru. Păcatul în doi e teribil. Familia poate să creeze neprihănire în doi sau poate să creeze și păcat în doi. Luați exemplu Anania și Safira. S-au sfătuit între ei bărbatul cu soția ca să mintă pe Duhul Sfânt. Rezultatul a fost teribil. Foarte frumos, Dumnezeu a inventat familia pentru ca dintre cei doi unul să-l împiedice pe celălalt să păcătuiască. Doamne ferește să nu mai fie în familie cineva care să-i spună celuilalt: nu păcătui. De asta sunteți doi. Dacă unul cade, celălalt să-l ridice. Trebuie să înțelegem, frații mei, că familia are la bază modelul mântuirii. Au fost doi Adami,
Dumnezeu, când a creat ființa umană, a creat-o în dublură. Doi Adam. A fost Adamul pământesc și a fost Adamul ceresc, adică Domnul Iisus Hristos. Și când Adamul pământesc a căzut, Adamul ceresc, adică Domnul Iisus Hristos, a trebuit să vină și să-l ridice pe cel ce căzuse. În familie există doi care sunt un singur trup. Pentru că dacă unul va cădea, celălalt să vină și să-l ridice. Care este prețul ridicării? S-a dat pe sine însuși. Cu alte cuvinte, celălalt mai de preț decât mine. În căsătorie, dragii mei, la nuntă, celălalt devine întotdeauna mai de preț decât mine. Nu știu cine este celălalt. Dar în niciun caz eu nu sunt cel mai de preț într-o căsătorie sau într-o familie. Nu știu dacă reușim să înțelegem lucrul ăsta. Marea majoritate a divorțurilor, marea majoritate a despărțirilor se datorează faptului că cineva în familie ajunge la concluzia că el este cel mai important. Eu sunt cel mai important. Când ai ajuns la concluzia aceasta, ești gata pentru divorț. Cuvântul lui Dumnezeu spune, planul lui Dumnezeu pentru familie este ca întotdeauna celălalt să fie mai important. Și nu vei divorța niciodată. Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Mă întorc la Domnul Iisus Hristos, la exemplul Său. Înainte de praznicul Paștelui, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Vreau să vă întreb. Unde se sfârșește iubirea? Unde e capătul? Întâi Corinteni, capitolul 13, spune dragostea nu va pieri niciodată. Unde e capătul? Niciodată. Fraților, nu pentru că nu există primejdia să se termine în mine. Că spuneam la început, există primejdia să pierzi dragostea pe parcurs. Dar când tu vei pierde dragostea pe parcurs, să știi că în Dumnezeu dragostea rămâne. Și că la sfârșit, când va veni Dumnezeu, dragostea va rămâne. Se va găta cu lipsa de dragoste, cu indiferența, cu ura, cu egoismul, cu gelozia, cu toate celelalte, se vor găta, pentru că se vor găta odată cu neputințele noastre. Dar va rămâne El. I-a iubit până la capăt. Și dacă citiți mai departe capitolul 13, descoperiți că cuvântul acesta până la capăt reprezintă contextul unui eveniment pe care Scriptura îl numește spălarea picioarelor. Adică, despre ce e vorba? Se certau ucenicii între ei. 12 avea și nu se înțelegeau între ei. Și se certau în legătură cu cine să fie cel mai mare. Înțelegeți? Nu prinseseră secretul celălalt. Era încă la faza eu. Deci se certau cine dintre ei este cel mai mare. Mântuitorul mergea să sărbătorească Paștele. Era în preziua înmormântării sale și ucenicii erau atât de pregătiți să înțeleagă jertfa Domnului Iisus Hristos pe cât se certau unii cu alții. Adică deloc. Și în timp ce îi vedea certându-se,
ființa Mântuitorului se împovăra de durere. Au ajuns în camera de sus. Odaia de oaspeți, mare, luminoasă. Scaune așezate. Paștele, de asemenea, mielul pus acolo cu ierburia mare. Și într-un colț, un lighean cu un ștergar. S-au așezat ucenicii fiecare pe scaunul lui. Și-au rămas înlemniți acolo. Pentru că în tradiția iudaică erau două posibilități. În familie, soția spăla întotdeauna picioarele soțului ostenit. Iar în cadrul oaspeților, un rob era acela care spăla picioarele musafirilor. Aici lipsea și unul și altul. Așa că s-au așezat fiecare pe scaun hotărât în seara aceea să nu cumva să spele picioarele celuilalt. Fiecare ucenic gândea la fel. Întrebare. Soțiile, vă rog foarte frumos, puteți să fiți atenți. Atente. Ar spăla astăzi vreo soție picioarele soțului? Știu că întrebarea este absurdă. Din punct de vedere al culturii nu este foarte bine orientată, dar eu totuși pun întrebarea. Ar spăla astăzi vreo soție picioarele soțului ei? Dacă e nevoie. Fraților, răspunsul e simplu. Din tot răspunsul dumneavoastră, răspunsul e nu. Nu, nu l-a spălat. Și fraților, ideea este dacă e nevoie, adică cum dacă e nevoie? Dacă își rupe piciorul. Dacă își rupe piciorul, îl spăl, nicio problemă. Sau mâinile, da. Ce, să-și rupă ceva. Da, da. Să-și rupă ceva și atunci poate că e spăl. Dar vă rog, să observați, în Vechiul Testament, în cultura respectivă, nicio soție n-aștepta să-și rupă soțul ceva ca să-i spele picioarele. O spăla, spăla de bună voie de fiecare dată. Na. Deci răspunsul e nu. Asta e. Tot acolo am rămas, da? Acolo am rămas. O a doua întrebare pentru membrii adventiști. Fiți atenți. Atunci, de ce ne spălăm așa de ușor și indiferent picioarele la Sfânta Cină? De ce? Am trecut-o în categoria formelor? Și o facem de formă? S-ar putea să nu facem de fond? Că dacă ar trebui să speli picioarele soțului și de formă, și tot ar fi greu. Nu? Ce-i cu noi? Iubim? Sau nu? Apropo, după o vreme de tăcere în camera de sus, Mântuitorul se duce la lighean. Ia ligheanul, se încinge cu ștergarul, se duce la Petru. N-a început cu el, da? Ajunge la Petru. Spuneți-mi, vă rog, de ce Petru spune: Doamne, nu vei spăla mie picioarele niciodată? A văzut Petru în actul spălării picioarelor umilirea Domnului Iisus Hristos? Asta a văzut? Cu siguranță că da. A vrut el să-l facă pe Mântuitorul să nu se umilească? Sigur că da. Deci Petru a văzut în spălarea picioarelor actul umilinței Domnului Iisus Hristos și a zis: Doamne, nu vreau să te umilesc. Așa cum vedem și noi astăzi, că dacă cineva spală picioarele celuilalt, înseamnă că se umilește. Deci dacă, de ce nu spală soția picioarele soțului ei? Pentru că se umilește. Și astăzi noi nu acceptăm umilința, corect? Asta este. În timp ce Petru vedea în spălarea picioarelor o extremă umilință, umilință de rob, pe care el nu vrea
să aibă parte, cum vede Domnul Iisus Hristos spălarea picioarelor? Mă ajutați? Cum vede Domnul Iisus Hristos spălarea picioarelor? Nu mă ajută nimeni? Evanghelia după Luca, capitolul 12, cu versetul 37. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la vremea lui, la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Spuneți-mi, vă rog, de ce Domnul Iisus Hristos spune: eu aleg să mă încing, să vă spăl picioarele, să vă slujesc. De ce face asta? Pentru că îl iubește. Atâta tot. Atâta tot. De dragul alor lui. Mântuitorul spune: mă încing, vă slujesc, vă servesc, sunt cu voi în fiecare clipă. Câte rugăciuni înălțați dumneavoastră către Dumnezeu pentru ajutor? De câte ori ați fost într-o situație extraordinară, elevii la examen: Doamne, ajută-mă să trec. Înainte de căsătorie: Doamne, dăm soțul cel mai bun, dăm soția cea mai bună. Rugăciuni peste rugăciuni. Nevoile și problemele existențiale ale vieții te adresezi lui Dumnezeu. Spuneți-mi, când tu vii cu rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, ce face Domnul Iisus Hristos? Poftiți? Nu cumva își încinge ștergarul și te slujește? Doamne, m-am îmbolnăvit, salvează-mă. Doamne, a căzut copilul, e accident, salvează-l. Doamne, uite, am probleme financiare, vino acolo. Și de fiecare dată nu face altceva decât cer ca el să-și spună ștergarul și să te slujească. Doamne, dar de ce mă slujești? De ce mă slujești? Că eu, dacă aș fi în locul tău, încă o dată, eu dacă aș fi în locul tău, n-aș lua ștrăgarul, n-aș sluji. Înțelegeți diferența? Înțelegeți că noi nu putem iubi? Înțelegeți că noi suntem de pe pământ și El e din cer? Înțelegeți că în timp ce noi vorbim de cer, în realitate noi nu știm ce-i cerul? Că în foarte multe situații noi zicem suntem mântuiți, când în realitate nu-i nimic din toată treaba asta? Mă întorc la o afirmație care am făcut-o anterior. Înțelegeți că dragostea nu e amor? Amorul se duce repede, dar spălarea picioarelor rămâne. O viață întreagă nu face altceva decât să-l slujești pe celălalt. Gesturile umilinței fac parte din dragoste. Consideră-l pe celălalt mai presus de tine însuți, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și acum câteva întrebări. Soțiilor, spuneți-mi, de ce spălați rufele soțului? De ce spălați rufele soțului? Fraților, cineva a spus din obișnuință, să știți că e o mare provocare aici. Într-adevăr, se poate întâmpla să le speli datorită culturii. Că există o altă cultură care spune: ia du-te tu cu hainele tale unde? La curățătorie, la spălătorie. Asta e un alt fel de a vedea lucrurile. Dar de ce soția spală? Fraților, trebuie să înțelegem un lucru. Una e să speli rufele spunând: e pentru soțul meu, și să o faci pentru el. Și alta este să le pui la mașină și să vii peste o jumătate de oră. Nu că n-ar trebui și că nu se poate spăla cu mașina. Dar mi-aduc aminte de cineva care spunea:
A plecat soțul meu de acasă pentru nu știu câtă vreme și eu mă duceam să simt mirosul cămășilor lui. Ciudat? Normal? Fraților, dragostea are în sine gesturile acestea existențiale în care se arată că un om nu poate trăi fără celălalt. Așa a făcut Iisus Hristos. De-aia și-a dat viața pentru mine. E aproape imposibil de înțeles lucrul acesta, dar are la bază acest lucru, acest principiu, și anume că n-a putut să trăiască fără mine. Și orice altă dragoste care nu seamănă cu dragostea lui Iisus Hristos nu e dragoste, e altceva copiat din altă parte, din filme, din romane, din literatură, de unde vreți dumneavoastră, chiar și din firea noastră, dar nu e dragostea lui. Și nu dragostea asta pământească va moșteni cerul, ci dragostea lui Iisus Hristos turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Aceasta va moșteni cerul. Sunt situații în care într-o familie ani de zile cei doi încearcă să devină una și nu reușesc. Ani de zile. Unul e într-o parte, celălalt în altă parte. Banii acasă. De ce nu puneți banii deoparte? De ce n-aveți conturi separate? Sau aveți? De ce aduceți banii acasă? Că ați putea foarte bine să vă gândiți, știi ce, aduc acasă la soție, dar 40%, 80%, 20% îi pun deoparte pentru ce? Am și eu libertatea mea financiară, fac și eu ce... De ce aduce acasă? Nu că așa e frumos. Că așa e iubirea. Îi aduc acasă pentru că vreau să-i dăruiesc munca mea cui? Toată munca mea eu dăruiesc ei. Ești nebun? Da. Iisus Hristos a luat tot prețul vieții sale și cu el a răscumpărat pe cine? M-a răscumpărat pe mine, zice în altă parte soția lui. N-a făcut altceva decât a răscumpărat cu toată viața lui, cu toată ființa lui. I-a dat acolo. Ce s-a întâmplat vreodată să nu-ți cumperi o rochie care îți place? Ce s-a întâmplat? Soțiilor, să nu vă cumpărați o rochie care v-a plăcut. Pentru ce, sora? De ce n-ați cumpărat-o? Pentru cine? Asta e toată treaba, că dacă n-ai luat-o pentru că a fost prea scumpă și n-ai avut bani, e un motiv. Că nu ți-a venit bine, e altceva. Dar să nu iei pentru că, uite, vreau să iau ceva lui. Ai făcut treaba asta? Văd după mimica dumneavoastră că sunteți surprinși, dar se poate și așa ceva? Cam așa citesc eu pe fețele dumneavoastră. Se poate și așa ceva? Nu-i posibil. Așa e că nu-i posibil. În lumea noastră nu. Și totuși, a iubi asta înseamnă să-ți iau ție și nu mie. Ultima întrebare în legătură cu soții și cu asta mă opresc din întrebări. Vi s-a întâmplat vreodată să nu te duci la un meci? Pentru ca să te duci acasă să ai timp cu soția ta. Am făcut trimitere la pasiunile bărbaților. Pasiuni nu neapărat creștine. Nu neapărat creștine. Cu toate astea,
Ai lăsat la o parte una dintre pasiunile tale ca să arăți soției tale că ea este o pasiune mai mare decât orice altă pasiune în viața ta. Da. Fraților, aș încheia cu o idee, cu o altă idee greu de priceput și mai greu de pus în aplicație. Și anume, doar cel ce iubește poate porunci. Sau, nu că poate, doar cel ce iubește este îndreptățit să poruncească. Dacă nu iubești, n-ai dreptul să poruncești. Deși, în marea majoritate, noi ne luăm dreptul acesta, mai ales atunci când nu iubim. Noi iubim celor ce, iertați-mă, noi poruncim celor ce nu iubim. Din punct de vedere al Scripturii și al lui Iisus Hristos, n-ai voie să poruncești decât dacă ți-ai dat viața. Dacă nu ți-ai dat viața, n-ai voie să poruncești. Pentru aceasta am nevoie de două texte din Sfânta Scriptură. Unul este în Efeseni, l-am citit, îl voi mai citi o dată scurt. Deci, Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Este clar. Deci, privilegiul oricărui bărbat este să își dea viața pentru soție. Bazat pe acest lucru, versetul 22 și 23. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Cum este soțul capul nevestei? Cum este Hristos? Cum a fost Iisus Hristos capul bisericii? Prin faptul că s-a jertfit pentru ea. Din faptul că s-a jertfit pentru ea, a putut să poruncească bisericii și biserica a trebuit să-l asculte. Soțul este cel ce are privilegiul să-și dea viața pentru soție, pentru ca soția să-l poată asculta. Pentru ca soția să-l poată asculta. Și acum textul al doilea care mi se pare extraordinar este în Exodul 25 cu 22. Vă rog frumos, deschideți împreună cu mine. Textul ăsta ar trebui să fie învățat, reținut, ca un fel de înțelegere pentru noi. Versetul 21 și 22. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Cum se numea capacul ispășirii? Ispășirea sau tronul harului. Deci, puneai capacul și era ispășirea. Era harul, era bunătatea, era dragostea, acolo. Și acum fiți atenți, versetul 25. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele. De unde? De la înălțimea harului, de la înălțimea ispășirii, de la faptul că ți-ai dat viața, de acolo îți voi da toate poruncile mele. Poruncile lui Dumnezeu și jertfirea lui Iisus Hristos coincid în același punct. Fac parte din planul lui Dumnezeu, care arată limpede dragostea lui Dumnezeu pentru noi și care ne fac să înțelegem că dragostea este altceva decât emoțiile noastre, decât erosul nostru, decât oriceva, decât orice altceva. Este acea putere pe care Dumnezeu o dă. Pentru că dragostea să rămână până la capăt. Să nu fie nimic
care să ne despart. Cu câteva zile înainte de moartea Domnului Iisus Hristos, un fariseu a dat un ospăț. Era fariseul care a vrut să sărbătorească faptul că Mântuitorul îl se numea Simeon. Masa a fost frumoasă. În timpul mesei, o femeie care nu până de mult fusese paria localității s-a strecurat înăuntru cu un vas de alabastru cu mir de nard curat. A coborât printre scaune, pentru că moda ebraică era ca oaspeții să fie întinși pe un fel de șezlonguri și să mănânce din poziția aceasta. A coborât la nivelul acela, a spart vasul de alabastru, nardul a curs și i-a spălat Mântuitorului picioarele cu acel parfum extraordinar de scump. Vă aduceți aminte de întrebarea care vi-am pus-o dacă soțiile ar face lucrul ăsta cu mare bucurie pentru soților? Și aduceți-vă aminte de răspunsul dumneavoastră. S-ar putea să-l regretăm acum. Discuțiile au fost lungi și diverse. Mă opresc asupra unei singure afirmații a Domnului Iisus Hristos. Luca 7. Luca 7, versetul 47. Hai de la 44. S-a întors spre femeie și a zis lui Simeon, gazda lui, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei. Mi l-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, și acum fiți atenți, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Acum merită memorat. Cui se iartă mult, iubește mult. Cui se iartă puțin, iubește puțin. Fraților, de ce nu putem iubi? Oare n-am învățat nimic din iertarea pe care Iisus Hristos ne-a dat-o? Oare nu simțim ce e iertarea? Oare nu ni s-a iertat nimic? Oare ni s-a iertat prea puțin? Dacă ni s-a iertat mult și ni se iartă în fiecare zi, cum n-am putea iubi nespus de mult? În noaptea răstignirii, puțin după asta, Petru l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. De trei ori. Cel mai zelos dintre ucenici. A treia oară, ca trezit dintr-un vis, cânta cocoșul. A plecat de acolo și s-a dus în grădina Ghețemanilor, unde îl văzuse pe Iisus Hristos strigând Eli, Eli, la masa Bactanii. Și acolo, în locul acela, s-a prăbușit plângând cu amar. Au urmat zile de agonie pentru Petru. Zile de agonie. A treia zi, ajunge la Petru o veste. Mântuitorul a înviat și ne-a dat întâlnire în Galileea și a zis să-l chemăm și pe Petru. Mântuitorul spusese, spuneți lucrul acesta și lui Petru.
Când a auzit Petru de treaba asta, că Mântuitorul, în ciuda celor 3 zile de agonie după ce îl trădase, se gândește la el, a fost extraordinar. Când a ajuns acolo, Mântuitorul a luat deoparte, l-a întrebat, auzi, Petre, ai învățat ceva? Ce, Doamne? Mă iubești? Mă iubești? Doamne, știi că te iubesc. Și mai târziu Petru spunea, gustați, gustați și vedeți ce bun e Domnul. În dimineața aceasta mă opresc aici cu această invitație. Dacă cumva nu poți iubi, mai du-te odată la crucea lui Iisus Hristos, mai du-te odată la Domnul și vezi cât de bun e Dumnezeu. Pentru ca să înveți de la El ce iubire. Căci Dumnezeu e dragoste. Amin. Tatăl nostru, ne lovim de propria noastră neputință de a iubi, de propria noastră neputință de a ne iubi unii pe alții și de a te iubi pe tine cu adevărat. Ne lovim de propria noastră neputință de a iubi atunci când nu ascultăm de poruncile tale, atunci când nu prețuim iertarea ta, atunci când, Doamne, nu ți-aducem laudă și nu suntem fericiți pentru că te avem. De aceea, în numele Domnului Iisus, venim înaintea ta să te rugăm să-ți cerem iertare pentru nerecunoștința noastră, pentru neputința noastră. Și mai mult de atât să cerem prezența Duhului Tău cel Sfânt, care să toarne în sufletul nostru dragostea Ta. Nu avem nevoie de dragostea pământului și a firii noastre. Avem nevoie de o dragoste care nu există pe aici, pe la noi. Avem nevoie de dragostea Ta care știe să se jertfească, care știe să renască cerul pe pământul acesta. Avem nevoie de naștere din nou. Avem nevoie, Doamne, de mântuirea Ta și toate lucrurile acestea vin dintr-o singură sursă. Iubirea Ta nesfârșită. Învață-ne să iubim ca Tine. Învață-ne, Doamne, să Te căutăm cu toată inima și să fii totul pentru noi. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Vă invit să luăm loc. De sus din slavă senină este cântarea pe care vi-o promisesem. Haideți să o cântăm împreună de plăcere. Ba da.
ora 1 fără câteva minute, mai avem câteva ore până la ora 6. E frumos când îl iubim pe Domnul, de aceea îndrăznesc să fac apel la dumneavoastră. Uitați de alte frumosuri și haideți să...